Unui vrâncean și unui mai încolo. Alo, bună dimineața! Alo! Alo, bună dimineața! Bună dimineața! Nu ne-a mai răspuns nimeni cu alo la telefon de foarte mult timp și mai ales cu vocea aceasta timbrată, o șoaptă timbrată. De unde ești, draga noastră? Bistrița. Poftim? Bistrița. 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 Dar cu cine vorbesc? Bună dimineața! Cu cei trei ciobănei? No, muie, bai! Apăjur, doamne, că noi suntem... A, nu-i bai acum. Acum e bai numai dacă e bota ta lungă în sus. La noastră e mai lungă în jos. Suntem de la Neața, am sunat să-ți spunem... La mulți ani! Și să-ți facem ziua mai frumoasă la Bistrița. Mulțumesc, vă pup și vă urmăresc. La Bistrița sunt două vorbe. Prima este s-au făcut merele, știi că un măr... Da, aveau multe mere și mai aveau și niște... Și a doua vorbă este s-au făcut prunele. E bine, de obicei, toamna. Așteptăm la Bistrița. S-o fi făcut prunele anul ăsta. Nu vrea să răspund. S-au făcut. Da, prunele și merele... Și le-ați băjocorit și le-ați făcut gem? Le-am făcut, da, gem de mus pe pâine. Dar nu se nu fac. Nu e bun. Și-au mai rămas ceva pentru mărgele? Au mai rămas, normal. Jumătate pentru mărgele. Așa se, asta e proporția la Bistrița? Da, da. Nu vezi? Oameni sănătoși, mă. Da, da. Vezi cu mere? Oameni, nu, ca aici l-au băgat în clătite, mă. Mai aveți merele acelea mari prin oraș? Mai trimite în șos slănină și cu e meniul perfect ardelenesc. Slănină cu gem nu merge. Cum? Bă? Oh, bă, asta e dieta ardelenească cu mere, mă. Asta. Mere și slănină, mere și oțuică, mere și încărnați, mere de toate. Se face și zacuscă la voi? Se face. Se avem zacuscă, concurs. Da? Avem concurs. Eu nu știu ce zacuscă. Mare. Chiar ce zacuscă? Ce zacuscă faceți voi la Bistrița? Clasică? Clasică. Sincer vă spun, nu prea mă pricep. Trebuie să fiu sinceră. Cine face zacuscă la voi în casă? Mama. Am înțeles. Și nu vrei pentru că e bătaie de cap, nu? Exact, da. Și se face călă, așa trebuie să găsești pe cineva cu bucătărie. Cât încă este mama, noi ne ocupăm doar de consumat zacuscă. Evident. Și nu știi rețeta cu ce fi, cu fasole, cu ciuperci pe la voi? Cu fasole, cu da, cu ciuperci, se face cu vinete. Cu icre negre ați mâncat? Nu. Am mâncat eu pe șoseaua Nordului. Am zacuscă cu icre negre. De fițe. E de fițe, da. El știe de fițe. Alexandra, eu vreau doar să spun că astăzi ești fix ca ziua asta. Ești 10 din 10. Aoleu. La, mulțumesc. Draga noastră, piesa asta este pentru tine și numai pentru tine. Să ai o zi nemaipomenită. La mulți ani. La mulți ani.